Ce bună e! Apă, tată! Apă plată! Sigur, e o discuție și asta. Ce fel de apă plată? Cât de bună este apa asta pe care o bem? Dar n-o să ajung atât de departe acum, ci aș vrea să vă vorbesc despre trei chestiuni aparent banale pe care toată lumea spune că le știe, dar foarte puțin chiar țin cont de ele. Cât de important este să bem apă? Cum trebuie să bem apă? Ducem paharul la gură și bem, nu? Nu doar asta. Și foarte important, când trebuie să bem apă și când nu e indicat să mai bem. Știți că murim atunci când corpul nostru are mai puțin de 50% apă. Discutam cu nevastă mea despre asta zilele trecute și ne-a auzit nepotul. Era sub masă în bucătărie, se juca. De atunci umblă cu o sticlă de apă după el. Una, două, bea din ea. A trebuit să-i o spunem pe aia că 2 litri de apă dintr-o dată te pot omorâ, ca să-l mai potolim un pic. Suntem cam 65% apă, dragilor, dar asta știți deja, nu? Și știți și că apa asta se pierde constant prin digestie, urină, respirație, transpirație. De aceea este esențial să ne hidratăm la intervale regulate. Nici eu n-am avut o relație foarte bună cu apa până în urmă cu câțiva ani, când am decis că alimentația nesănătoasă și cele peste 120 de kg în viu nu mă lăsau să mă bucur de viață așa cum mi-aș fi dorit. Am două reguli pe care le respect când vine vorba de apă. Imediat ce mă trezesc, beau între 300 și 500 de mililitri de apă. E foarte important să bem apă imediat după ce ne trezim. Corpul nostru e deshidratat după o noapte de somn. Dacă nu-i dăm apă, își va lua singur. De unde? Din mic dejun, care astfel nu ne va mai hrăni corespunzător. Și vom ajunge într-o situație în care ne aflăm de multe ori în viață. Mâncăm fără să ne hrănim. Când nu mai beau apă, cu 3 ore înainte de culcare, beau pentru ultima dată apă într-o zi. După, deloc. Asta pentru că tratez foarte serios somnul și vreau să am unul liniștit, fără drumuri la toaletă. Dar știați toate astea, nu? Și atunci, de ce, fraților, atât de mulți oameni ignoră aceste lucruri simple, dar atât de importante pentru sănătatea noastră pe termen lung? Nu uitați, viața e un lung șir de obiceiuri zilnice. Ale voastre, cât de sănătoase sunt? Mâine vă povestesc ce se întâmplă în noi când bem prea rece sau prea cald. Să fiți sănătoși! Vă aștept de la 22:30 la Starea Nației!